Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului la Goș TV. Începem această săptămână cu o problemă gravă cu care se confruntă județul Gorj. A fost dezbătută și ieri în cadrul emisiunii în interes public, moderată de Sorin Călugărița. Și continuăm și astăzi, pentru că este o situație nemai întâlnită până în prezent, de la Revoluție până în prezent, limitarea accesului într-o instituție publică și vorbim de Palatul Administrativ, acolo unde desfășoară activitatea nu doar o instituție publică, ci majoritatea instituțiilor publice din județul Gorj, instituții foarte importante, instituții care lucrează direct cu cetățeanul și la care cetățenii trebuie să ajungă. Dar domnul prefect al județului Gorj, căruia a rămas numele prefectul 194, pentru că acesta este numărul ordinului pe care domnia sa l-a emis, a ținut să ține să continue cu acest ordin, cu această nebunie, și să nu dea înapoi nici măcar un pas, nici măcar să dea explicații. Asta este. Noi continuăm pe drumul nostru, dânsul continuă pe drumul dumnealui. O să vedem, lupta se duce și în instanță, pentru că organizația PNL Gorj și mai multe persoane au deschis acțiune în instanță, în instanța de contencios administrativ, pentru a anula acest ordin, să-i spunem ordin, mie e greu să-l numesc ordin. Și în această seară o să discutăm tot despre problemele cauzate de acest domn Victor Banța, fostul prefect al județului Gorj, vicepreședinte al PNL. Bună seara, bine ați venit! Bună seara tuturor, bine v-am regăsit! O introducere cam lungă, dar da, așa, pe măsura sunt, da, problemele sunt destul de grave. Astăzi a fost prima ședință a Consiliului Județean Gorj după introducerea acestui ordin. Ordinul respectiv prevede anumite reguli și cu privire la accesul dumneavoastră, aleșilor, a consilierilor județeni. Cum s-a desfășurat accesul în instituție? Domnul Alinion și stimați telespectatori, eu ca și ceilalți colegi ai mei din Consiliul Județean Entitate Deliberativă a județului Gorj, am fost aleși de cetățeni și suntem mandatați să le reprezentăm interesele la nivelul UAT județul Gorj. Cu prilejul acestor alegeri și legislația aferentă ne obligă în multe situații să ne deplasăm la fața locului, să avem acces la toate instituțiile publice, acces nerestricționat și necondiționat. Pe de altă parte, consilieri județeni, președinții, vicepreședinții, chiar domniile lor, prefectul și subprefectul și ceilalți șefi de instituții care se lășluiesc în sediul prefecturii Gorj, ca să nu-i spunem, haideți să facem o paranteză, să respectăm un pic legea. Conform legislației în vigoare, sediul instituției prefectului se numește prefectură. Are adresa în orașul reședință de județ și este proprietate publică a statului român sau a județului sau a municipiului. Nu poate fi prefectura dezduită de o comună, de exemplu. Sau să fie proprietatea publică a unei comuni. Sau, mai știu eu, o proprietate privată. Acolo a fost și sediul primăriei Târgu Jiu cu mult timp înainte. Sigur. Nu există denumirea de palat administrativ, care este folosită în ordinul reclamat și clamat de dumneavoastră, de noi toți, decât ca o cutumă, poreclă, nu știu cum e mai corectă exprimarea. Și toți acești conducători despre care vorbeam, au inclusiv noi aleși locali, avem obligația să primim cetățenii în audiență. Eu sunt o persoană care, fiind ales, nu sunt cu contract de muncă, nu am contract de mandat, nu am contract, nu am raport de serviciu.
am un mandat din partea cetățenilor să-i reprezint. Așadar, oricând, noi putem să-i primim în audiență, iar acest lucru nu poate fi restricționat. Ați fost însoțit de către o persoană din cadrul Consiliului Județean Gorj către sala de ședințe când ați intrat? Cum să vă spun, nu știu, nu. Deci, eu personal nu am fost însoțit de persoană pentru că... Știați drumul... Nu numai că știam drumul, dar mă îndreptam către o altă instituție publică, iar ordinul acela al prefectului excede un pic cadrul legal, dacă vreți să mai repunem. Da, înseamnă că ați încălcat acest ordin, domnule Banța și domnule fost prefect. Eu mi-am respectat obligațiile legale. Că, iată ce scrie în acest ordin. Da. Accesul persoanelor care participă la ședințe, convocări, activități de instruire, videoconferințe se face pe bază de tabel care se găsește la punctul de control acces, cu respectarea regulilor generale de acces în obiectiv. Pe tabel suntem acolo, da, obiectiv este. Militarizat. Obiectiv, la intrarea în obiectiv, li se vor aduce la cunoștință itinerariile de deplasare, locurile unde se vor desfășura activitățile sau vor fi însoțiți de o persoană desemnată de instituția organizatoare. Sau, deci lasă loc aici la o mică... O scăpare, să scăpați cu acest sau, dar vi s-au adus la cunoștință itinerariile de deplasare? Nu, n-am văzut nici... Te spune ori una, ori alta, ori vine cineva să vă preia, ori... Dar asta nu mă deranjează, deci eu nu accept acest lucru, chiar dacă este un ordin al prefectului, am căutat să-l respect, dar totuși să nu cădem în absurd. Mă deranjează că trebuie să vină cineva. Domnul Ciflorescu a căzut un absurd și problema e că instituțiile din cadrul Palatului... Se duce în Parlament. În Parlament nu ia pe parlamentar au acceptat de mănuță acest să-i ordin. Ducă... Instituțiile din Palatul Administrativ care funcționează acolo au acceptat acest ordin, inclusiv Consiliul Județean Gorj. Hai să o luăm și partea lor săracii. Direcția agricolă e deconcentrată. Statistica e deconcentrată. Permisele și înmatriculările și... A fost teamă, sunt nu? Sunt în subordine. Cum să vă spun? Ei ce să facă? Ei sunt la șef acolo. Iar ordinul cum este dat este ca de la stăpân la sclav. De ce vă spun asta? Acest ordin este abuziv și ar putea prefectul să fie dat în judecată sau reclamat pentru abuz în serviciu, pentru că încalcă niște drepturi, nu numai acelea de libertatea presei. Nu numai drepturi discriminarea pe fundamentale care, până la urmă. Exact, încalcă niște drepturi cetățenești de a te adresa unor instituții publice. Se spune acolo că într-un cadru legal se invocă niște acte normative, administrative, cum este acel ordin de ministru cu caracter secret dat de prin 2011, dacă nu mă înșel, unde se reglementează. Noi vedeți, noi nu avem, că e secret de serviciu, nu avem acces, nu știm ce scrie acolo. E un ordin de ministru, iar acel ordin de ministru cu caracter secret are și el în antet o bază legală, un temei legal. Și atunci am putea vedea, dar dacă nu avem acces, ce să spunem? O luăm de bună. Eu nu cred că acel ordin este dat pentru situații de acest gen. În sensul că eu cred că acel ordin se referă la, în mod deosebit, la instituțiile din subordinea, subunitățile din subordinea Ministerului de Interne, unele militarizate, altele în regim de funcționari public cu regim special. Poliție. Cum sunt? Poliția, funcționari publici cu regim special în armați. Ei nu sunt militari. Jandarmii este unitate militară, este militarizată. ISU este militarizată. Sunt brigăți speciale ale jandarmilor, sunt brigăți de pompieri, mai sunt DGA-ul, anticorupție, care e tot de Ministerul de Interne. Este doi și un sfert, fostul doi și un sfert, Direcția de Protecție Internă, care e acum militarizată. Deci, vedeți dumneavoastră... DGA-ul are sediu totuși în Palatul Administrativ. Dar... Da, are sediu și DGA-ul în Palatul Administrativ. Dar nu-i numai degeaba, ocupă două camere. Ei sunt acolo și Consiliul Județean. Hai să nu-i spunem chiriași, că este incorrect să spunem chiriași. Ei sunt acolo instituții care ocupă niște spații în prefectură conform unor înțelegeri, unor contracte în baza legii. Pentru că legea dă voie ca aceste instituții publice să nu plătească chirie fiind pe domeniul public al statului român, așa cum și nouă ne dă dreptul
să ne deplasăm oriunde pe domeniul statului public al statului român. Ce se invocă încă două sau trei acte normative acolo. Da, privind protecția informațiilor clasificate. Da, corect, la protecția informațiilor clasificate. Vreau să vă spun, cunosc foarte bine, chiar am pus la punct sistemul informațional al informațiilor clasificate, pentru că atunci când am ajuns prefect era chiar de bandadă. Erau trasee de cabluri. Ați introdus un sistem de management al calității, da, nu? Da, management al calității și managementul documentelor, care a ținut cont de toate specificațiile din legislația aferentă. Oracolul există o cameră cu regim special, două camere, există, nu știu, câte ori fi, există aparatură cu regim special, serviciul secret și informează prefectul sau președintele Consiliului Județean, vine cu el însoțit în regim unic, păzit, militarizat, prefectul sau președintele ia la cunoștință, trebuie să memoreze sau mici anotări, dar nici de cum nu îl arhivează acolo. Este vorba doar de documentele interne sau care vin pe filiera Ministerului de Interne în cadrul instituției prefectului. Cred că puține persoane au acces la aceste documente. Să nu? Trebuie să ai și un aviz. Trebuie ornist, să nu? Fie, da, trebuie să ai un aviz de la ornist. Sunt șefii de serviciu, sunt câteva persoane care se ocupă cu poșta militară, cancelaria șefii prefectului, prefectul sub prefectul și cam atât. Toți șefii de servicii? Toți șefii de servicii, pentru că ei sunt automat și beneficiari și emițători. Deși surse și receptori de informații clasificate. Și acestea pot fi informații de secret serviciu, care sunt mai puțin importante, dar nu de natura de a fi făcute publice, de secret de stat, secret de stat cu informație de importanță deosebită sau alte documente după noua clasificare NATO. Nu stăm acum să divagăm firul 4. Dar vreau să vă spun că partea asta informațională și informatică este pusă la punct din 2008. Adică am proiectat atunci un sistem bazat pe niște servere performante, cu switch-uri în niște locuri foarte bine amplasate și din punct de vedere geometric și din punct de vedere al securității și fizic și hardware și software și între ele existând fibră optică, deci ca să nu mai fie, deci protecția Tempest pe care atâta se vorbește, ca să nu mai existe emisia aceea a radiațiilor, pe fibră optică e foarte greu să interceptezi, mai trebuie să o rupi și să pui niște dispozitive. Deci n-ai cum, la un cablu de cupru, este foarte simplu, de la 10-15 metri poți să interceptezi. Dar există și pentru acest lucru criptări, decriptări, canale speciale. Da, poate să ajungă un... tunelizare. Pentru că ordinul asta prevede. Poate să ajungă un cetățean până la să aibă un acces sau să vizualizeze aceste documente secrete? Nu, este exclus acest lucru, pentru că e o încăpere specială unde este mar. Cum trecem, hai să facem un exercițiu de imagine. Mergem cu o problemă la secretarul de stat cu instituția care se ocupă de instituțiile prefectului în cadrul Ministerului de Interne. Te duci la poartă, te legitimezi, prezinți documentul, delegație sau ce ai în puternicire și soliciți, te așteaptă respectiva persoană. Merge cineva, cu tine, merge cineva cu tine în cazuri de, la demnitari, dar pentru mergi pe la director și pe la directorat și șef de serviciu, nu stă nimeni. Bine. Să piardă vremea de colo-colo cu toți omul. Poate acolo e nevoie pentru cineva care vine pentru prima dată într-o instituție nu, să vină te conduce la un demnitar, da, la ministru, la secretar de stat, trebuie să meargă cineva cu tine pentru că acolo nu e o debandadă, nu poate să intre oricine și este normal să existe o ordine. Dar dacă este o nevoie la un birou, la un serviciu, la un director de minister, fie el și chiar nu. Așa se întâmplă la Ministerul Afacerilor Interne. Da. Adică eu așa se întâmpla când eu mergeam în acel minister. Păi, și da, am mers să vă spun și cât am fost prefect și ca inspector guvernamental și am fost și în guvern și mă deplasam și în guvern și în guvern iarăși o instituție publică cu regim mai special, că este totuși creierul administrativ. Aici parcă regulile sunt mai aspre decât la Ministerul Afacerilor Interne. Ordinul acesta este copiat în mare parte după ordinul respectiv. Definiția aia de la început, care este contrar oricărei norme gramaticale și de pronunție și de exprimare, de ce vreți dumneavoastră, când definește accesul ca și ieșire, și intrare și ieșire, ei au copiat cu copy-paste din acel ordin. Așa am aflat. Da. Din surse. Și am spus, băi, fraților, dar nu poți să iei de bună o prostie. Dacă unul scrie o prostie, ce dacă e mai sus decât tine? Nu replici tu.
spui de așa manieră încât ai să-i spunem. Un ordin care se referă la instituțiile militarizate. Ia, domnule, Dexu, și vezi acolo, că nu poți să-mi spui mie că accesul este, se referă și la ieșire. Ăla nu mai e acces. Când e vorba de acces, se referă la o intrare, la o zonă către care te îndrepți cu scop inițial. Mă rog, să trecem peste astea. Și la sfârșit, iarăși, ordinul se contrazice el pe el însuși, pentru că încalcă zona de protecție a informațiilor clasificate. Și vă spun de ce. Uitați-vă la ultimele fraze unde spune, la sfârșitul programului, bla, 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 personalul de conducere sau nu știu cine din birouri, compartimente, servicii, verifică să nu fie aparatură și informatică. Va încuia sau sigila încăperile în care își desfășoară activitatea, luând totodată măsurile care se impun pentru protecția informațiilor clasificate conform prevederilor legale în vigoare. Și încă o frază. Șefii structurilor vor lua măsuri ca în birourile sau spațiile în care funcționează să nu existe aparatură în funcțiune, calculatoare, radiatoare, fiind obligați să ia măsuri pentru prevenirea producerii de incendii sau alte evenimente. Cu radiatoarele eu sunt de acord, dar eu informez pe această cale pe domnul prefect care a semnat acel ordin că sunt cel puțin două servere, cunosc eu, poate că sunt mai multe la ora actuală, că n-am acces acum, care nu trebuie să se oprească niciodată. Două sau trei servere. Ce faci? Le închizi când pleci la ora 4? Acolo primești online tot ce trebuie ca să funcționeze o conexiune cu guvernul României. Să fim serioși. Spuneați dumneavoastră de relația aceasta de șef sclav pe care a impus-o... Ordinul este autocrat. De la stăpân... Master slave. Dar atunci, master slave. Atunci ce se înțeleg cu privire la relația dintre prefectură și Consiliul Județean Gorj? Pentru că și domnul Cosmin Popescu a acceptat acest ordin. N-a avut să aducă... Critici. Să aibă nemulțumiri, critici da. La Hai privire să la acest vorbim ordin. De critici. Până la urmă, domnul Cosmin Popescu, eu cred că era mai, supărat era mai supărat domnul Cârciumaru de acest, păi, de acest direct, ordin. Direct, pentru că prefectul județului este văzut ca exponent al partidului de guvernament, în speță PSD-ul, care, prin această atitudine pe care o afișează și sfidare la întreaga societate civilă, nu numai la presă, să spunem, pe dumneavoastră, va leza cel mai tare, dar ne lezează pe întreaga societate civilă. Păi ieri așteptau oamenii pe la atrage oprobriul public și automat acest lucru se traduce în minus în de voturi. Ceea ce nu-i cade bine domnului Cârciumaru, care și-a asumat ca președinte al organizației niște targeturi pentru alegerile următoare. Unul dintre ele chiar l-a bifat în minus primăria Târgu Jiu acum câteva zile. Da, dar mai spune ceva acest ordin că cei care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului administrativ și vor să lucreze peste program, să vină sâmbătă, duminică, să au ceva de lucru la birou, sunt obligați să îl informeze pe prefect și să ceară aprobarea prefectului sau înlocuitorului acestuia. Bun, deci doar cu aprobarea, prefectului. Păi la ce mai avem șef de servicii și directori în prefectură? Ei ce rost mai au? Și atunci ce facem? Mărim aparatul birocratic, mărim fluxul informațional birocratic, deci birocratizăm și mai mult un sistem care și așa colcăie de birocrație. Iar unul din punctele programului de guvernare al actualului guvern, al partidului de guvernăm în speță PSD, este debirocratizarea și minimizarea numărului de taxe și de acte ce trebuiesc să curgă într-un flux informațional eficient. Ceea ce nu corespunde. Deci, repet, este ultimul lucru. Eu, dacă aș fi fost în postura de prefect acum, ar fi fost ultimul lucru, poate că este necesar, hai să nu îi stigmatizăm în totalitate pe acești oameni, poate că este necesar în anumite puncte ale sale, dar ar fi fost ultimul lucru la care m-aș fi gândit și nu înainte de a face o dezbatere publică. De ce ultimul lucru? Pentru că județul Gorj, la ora actuală, știi cum e, țara arde și baba se piaptă. Da. Are probleme cu locurile de muncă. Are o problemă CEO care încă nu este rezolvată. S-a rezolvat natural în mică parte, prin conjunctura de așa manieră încât s-a putut vinde energie și de asta iarnă până acum. Iar prețurile au fost favorabile.
Are probleme, haideți să vă deonezi, municipiul Târgu Jiu este invadat de șacali și, sau cum se numesc animalele acelea, și vulpi. Oamenii sunt disperați. Asta este o chestie de care poate provoca epizooții sau cum este termenul în direcția sanitară veterinară. A fost mușcat și câinele unui om din zona respectivă și câinele exact. Și-a schimbat comportamentul. Iar lucrul ăsta intră direct în atribuția Institutului Prefectului. Iar prefectul nu le vede. Prefectul nu vede lucrurile cele mai importante, iar vede această mică problemă, să spunem lucrurile pe nume. Funcționarii publici în prefectură sunt și ei cumva afectați de o lipsă de organizare acolo, în sensul că un funcționar public conform legii nu are voie să intre în contact cu petiționarul, nici să primească petiția, nici pe parcursul ei, nici să-i înmâneze personal. Petiția trebuie să circule independent, să se ducă la un funcționar care este necunoscut pentru petiționar decât în momentul când ia la cunoștință prin semnătură. Cine a compus-o, cine a soluționat-o, cine și-a asumat răspunderea. Nu este corect să meargă petiționarii direct la funcționari. Iar din acest punct de vedere, chestia poate fi reglementată. Poți să faci un circuit pentru public în prefectura acolo. E un birou de relații cu publicul. Sunt acolo persoane angajate, sunt 2-3 persoane care numai cu așa ceva se ocupă. Există un program de audiențe. În cazul în care sunt necesare, poți să lași cel de la relații cu publicul, cheamă funcționarul la el, iar dacă funcționarul nu poate, se duce cu persoana, cu petiționarul la funcționar. Numai în cazuri legale. Deci există o posibilitate, dar pentru acest lucru nu trebuie să pedepsești o clădire întreagă cu 7-8 instituții și un județ întreg cu atâția oameni nevoiași care, hai să fim serioși, că problemele curg în continuare, pe lângă CEO și vulpi și nu știu ce mai avem probleme și cu titlurile de proprietate. Avem probleme cu actele administrative emise de primar, de consiliile locale. Avem probleme cu inundații, cu secetă, cu tot felul. Drumuri. Sunt tot felul de probleme. Pacea socială. Multe probleme. Și oricum reacțiile cetățenilor au fost pe măsură. Au fost de condamnare a acestui ordin. Nu că vrem noi, jurnaliștii, că ni se introduc și nouă anumite restricții, dar reacțiile societății civile au fost pe măsură și oamenii, în primul rând, au fost afectați pentru că ieri au așteptat, era un cetățean, colegii mei de la Știri au realizat un material acolo, un cetățean care stătea de 2 ore aștepta la ușa Consiliului Județean ca să vină cineva să-l preia și să-l ducă la biroul unde voia să ajungă. Omul stătea în soare, era nemulțumit și angajații, și nu știu dacă sunt suficienți angajați să coboare și să preia pe fiecare solicitant. Eu vă spun, să facă zeci de drumuri. Vă dați seama ce haos introduce în funcționarea acestor instituții. Scrie pe organigramă, e un document public, în jur de 80 de persoane sunt în instituția prefectului angajate. Și sunt acolo, slavă Domnului, se eliberează mii de permise, se înmatriculează mii de mașini, sunt câte 15-20 de mii de petiții, se eliberează sute de titluri de proprietate care au în spatele lor un flux întreg, un dute-vino, se procesează 12-13 mii de spețe în instanțe pe an. Făceți dumneavoastră calcul împărțit pe zi și să vedeți ce înseamnă lucrul acesta. De asta zic, un salariat să coboare, dacă e chemat de 50 de ori de... Ca să nu mai vorbim de faptul că la prefectură se duc toți primarii și secretarii să întrebe, da, cum e asta? Da, hai vă rog frumos, da, îndrumați. Cred că angajatul respectiv numai cu asta o să se ocupe, numai să coboare și să preia altceva, nu mai rămâne timp să facă altceva. Nu s-a chipzuit bine când s-a emis ordinul acesta și ce am spus? Deci ar fi fost ultimul lucru, dacă aș fi fost în situația domnului Florescu, ultimul lucru pe care l-aș fi făcut să dau un ordin de acest fel, nu în forma asta și nu înainte de a face o dezbatere publică obligatorie într-o astfel de situație cu impact social și politic și economic și administrativ atât de mare, pentru că se vede clar că este un impact. Toată lumea a fost luată pe nepregătită. El a fost nechipzuit. N-ai pus o perioadă de probă. N-ai aplicat parțial să vezi efectele. N-ai pus sancțiuni. Nu există sancțiune. Da, e un regulament. Dacă nu-l respect, la revedere. Care e problema? Mai ia jandarmul, mă arestează, nu are nicio voie. Nu are voie să facă așa ceva. Deci, cum să zic, el trebuie bine chipzuit, bine gândit și în corelare și în relaționare cu toate instituțiile și în special cu societatea civilă.
Iată ce spune, că vorbeam înainte de salariații care vor să vină, sau cei care lucrează acolo în cadrul Palatului Administrativ, care vor să vină să lucreze în timpul liber. Salariații proprii care au de îndeplinit sarcini de serviciu în afara programului de lucru în zilele de sâmbătă și duminica, sărbători legale, au acces sau pot rămâne în continuare în sediul instituției cu aprobarea prefectului sau a locuitorului acestuia, făcându-se despre aceasta mențiuni în registrul intrări-ieșiri persoane cu privire la ora intrării și ora ieșirii. Deci domnul Cârciumaru trebuie să-i ceară voie domnului prefect să vină. Dar treaba asta? S-a ajuns prefectul să aprobe care lucrează peste program. Dar de ce mai are el la șef, omul ăla șef de serviciu, când el gestionează, el manageriază eventual directorul sau hai să spunem prefectul, dar până la urmă este și o aberație acolo. Prefectul trebuie să aprobe intrarea cetățeanului străin. Intră la apostilare nu știu câți oameni sau apatrizi. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate. Înainte de asta vă readuc aminte numărul telefon la care ne puteți trimite mesaje 0753 112 210, și de asemenea emisiunea noastră poate fi urmărită și pe Facebook, pe Goș TV. Ne întâlnim după câteva minute de publicitate. L-am întors la emisiunea Numele Adevărului. Discutăm în această seară cu domnul Victor Banța, a fost prefect al județului Gorj și vicepreședinte al PNL Gorj. Avem un număr de telefon care vă stă la dispoziție pentru a ne trimite mesaje 0753 112 210, și de asemenea, dacă preferați, emisiunea noastră poate fi urmărită și pe Facebook, pe Gorj TV. N-a avut nicio reacție, domnul, și asta voiam să mă explicați și dumneavoastră n-ați avut, pentru că astăzi a fost o ședință de Consiliu Județean, consilierii... Eu am avut reacție, mă știți bine. Că nu, în cadrul ședinței, în cadrul ședinței vorbesc, nu vrem, pentru că afectează și activitatea Consiliului Județean. Da, dar sunt atât de multe probleme importante încât asta a rămas așa, în coadă. V-ați văzut și dumneavoastră astăzi la Consiliul Județean că cea mai gravă problemă și cea mai importantă a fost referitoare la bugetul întreprinderii de drumuri și poduri. Și eu cred că acolo unde sunt bani publici, nu? Județul Gorj este unic acționar la această întreprindere, societate comercială cu capital integral al județului Gorj, treaba mult mai importantă decât că dă o persoană greșește și emite un ordin. Eu încă îi dau clemență, îi dau timp și sper să, când o veni din concediu, să-și revină asupra deciziei. Este foarte ușor să îndrepte o situație de asta, dar recunosc, ne-am gândit, ne-am repezit, ne-am gândit la niște probleme mult mai importante, am pus această carul înaintea boilor, nu știu, exprimare, analizăm și împreună cu dumneavoastră corectăm și venim cu o soluție și până atunci suspendăm ordinul. Este foarte simplu, e un simplu ordin, poți să-l scrii de mână și să-l semnezi pe loc, să-l ștampileze. Acum, dacă vrea să-l facă, îl poate face. Eu sper că va veni la gândurile cele bune față de noi, societatea civilă și locuitorii județului Gorj. Și la Consiliul Județean, în cadrul ședinței de astăzi, cel mai grav lucru mi s-a părut legat de bugetul IDP-ului, cu care întreprindere, din punctul meu de vedere, eu așa o percep, a încercat să fie o supapă pentru bugetul județului. Vedeți noastră, IDP-ul este firma de drumuri județene. Ea este o societate comercială pe acțiuni privată, dar al cărui acționar e capital al județului Gorj. Cum ar veni, nu-i de stat, dar public. Și e o întreprindere publică. Și care are o greutăți foarte mare financiare, dat afară. Peste 100 de persoane afară de acolo, care duce o lipsă gravă de contracte. Lipsa de contracte este cauzată de un management defectuos, de o slabă finanțare, de lucrări ce s-au executat pe pierdere, cu mari semne de întrebare, în asociație cu firme ai căror proprietari au fost arestați, condamnați de prin București și care au avut legături cu demnitari din județul Gorj. Iar acum, știți bine că s-a încercat transformarea, da,
S-a încercat... Haideți să vorbim puțin de drumul respectiv. De ce spuneți că a fost un contract drumul de pierdere? Drumul de la Buduhala, pe sub munte, apoi Godinești, Cerceni, da? Drumul acela județean, nu știu să-i spun mnemonica în cifre și litere. De oricum, era o asociere între întreprinderea de drum și pod și acea firmă a lui Alin Ionescu, da? Parcă da, omul acela a plecat de acolo. Gorjan, care e stabilit în București. A avut probleme cu cercetări, probleme cu legea. A fost arestat. Nu știu ce s-a mai întâmplat s-au între reținut. Timp. Da? Nici nu știu cum se numește firma și a rămas să ducă IDP-ul greu de acolo. Ori de acolo nu știu cât a câștigat sau a pierdut IDP-ul și nu știu câte astfel de situații ar mai fi. Mai iau un exemplu. Exemplul contractului multianual de întreținere pe timp de iarnă. Care a fost pierdut. Care a fost pierdut în licitație publică. De ce a fost pierdut? Pe IDP-ul n-a putut să vină să ofere. Deși are în spate puterea unui județ întreg, a pierdut în fața unei firme private. Nu vreau să-i dau numele și patronul, sunt foarte bine cunoscuți. Nu contest faptul că i-au câștigat pe merit sau că IDP-ul ar fi pierdut pe merit sau pe nemerit. Asta este treaba autorităților să ne arate, dar sunt mari suspiciuni. Iar ulterior, încercarea ca această întreprindere publică să fie transformată din societate comercială pe acțiuni în regie autonomă, a fost tocmai pentru a ascunde aceste pierderi, a le volatiliza prin unghierele nevăzute, puțin ochii care văd al bugetului județului Gurs și a cosmetiza o stare de fapt normală, ca să nu dai oamenii afară, ca să mai faci nu știu ce lucrări cu cine-ți convine ție, că dacă făceai regie autonomă, încredințai. Era simplu să împarți lucrurile. Da, nu se permite legea nici prin așa ceva, nici credințarea de lucrării. Dacă e regia autonomă și autonome. Eu sunt proprietarul drumului și am oamenii cu care lucrez, le dau, uite, băi, trebuie eu să faceți treaba asta. Eu știu că nu se mai permite legea. Legea achizițiilor publice nu mai permite așa ceva. Și bun, de asta s-a renunțat la această metodă. Nu că s-a renunțat. Noi am contestat-o vehement public. Prefectul județului de atunci a atacat, s-a suspendat actul fiind contestat la instanța de contencios, după care a avut câștig de cauză Consiliul Județean, dar legislația s-a modificat de așa manieră încât câștigul acela de cauză a fost degeaba, pentru că a venit preîntâmpinat ceea ce am spus noi opoziția atunci. Deci iată că s-a ajuns la o normalitate. Normalitate care a dus IDP-ul într-o situație destul de gravă, se arate hibele cu adevărat și să o pună în fața unor pierderi semnificative de zeci de miliarde, care acum, venind într-o proiecție bugetară, nouă ni s-a părut irealistă, lipsită de suport. Adică este foarte simplu să spun că voi face și voi dege și îmi propun ca de la minus atât pierdere să vin cu plus nu știu cât profit. Dar dacă eu n-am suport, eu... Aici sunt niște lucrări care trebuie câștigate de la licitație. Una a fost câștigată. Construirea podului. Podul peste Jiu de la legătura cu Turcinești, cu comuna Turcinești. Dar nu în asta stă tot bugetul. Domnul director a motivat că în prima parte a anului sau în primele trimestre ale anului se efectuează tot felul de lucrări de reparație ale utilajelor, nu se efectuează lucrări pentru de întreținere, de asfaltarea drumurilor, iar aceste lucrări care aduc venituri societății încep să vină din a doua parte a anului, din lunile de vară. Are dreptate, domnul director, dar în ce n-are dreptate și ce trebuie să vedem noi este că a venit cu aceste lucruri reale de o amploare minimală ca să acopere din spate niște lucruri mult mai grave de o amploare maximală. Și ce spuneam eu înainte. Adică nu poți să te duci și tu să justifici niște lipsuri, niște neajunsuri cu o activitate normală și funcțională pe undeva să dai doar așa o impresie că totul e în regulă acolo. Hai să fim serioși. Domnul director, cred că îi tremură destul de mult mâna când semnează pe acolo niște hârtii. Noastră, cei din PNL, consilierii PNL, a cerut demisia domnului director astăzi. Da, unul din colegii mei i-a cerut chiar demisia. Acum, Consiliul de Administrație poate să analizeze. Este o solicitare publică. Consiliul de Administrație este obligat să analizeze această cerere. Pentru că deja o cerere publică, ai făcut-o în plenul Consiliului Județean. Deja e o solicitare. Nu trebuie să te duci să scrii, să pui pe hârtie. Eu cred că acel Consiliu de Administrație trebuie să analizeze foarte serios toată activitatea, nu numai de anul ăsta și proiecția de buget, ci și cea din trecut
și să facă de așa manieră încât dacă ar fi cumva probleme de natură legală gravă, să nu devină complici. Dacă ar fi. În trecut. Întrebarea care, pe care mi-o pun eu și nu prea mai înțeleg sensul acestei unități economice, pentru că această societate nu ajută cu nimic Consiliul Județean, de asemenea Consiliul Județean nu mai poate să ajute cu nimic această societate, unitate, să câștige alte contracte în perioada aceasta, pentru că legislația nu-i mai permite aceste lucruri. Da, domnul Alin, și vă demonstrez că au soluție. Și vreau să-mi puneți ghilimele de rigoare. Poate să-i transforme numele în Gorj Drum și să pună acțiune la purtător. Și au găsit, rezolvă orice problemă. O soluție n-ar fi privatizarea acestei... Da, cu siguranță. Dar este o întreprindere privată. E o societate comercială privată, pe acțiuni, dar... privată, cu capital public. Da, al unei, capital de stat. Au oate județul Gorj. Adică e, cum să vă zic, din punct de vedere al achizițiilor publice, are oarecare libertate acolo IDP-ul când face achiziție publică. Nu Consiliul Județean ca entitate, ca autoritate contractantă. Mă refer la IDP. Deci are o anumită libertate, este altfel văzut. Acum, o infuzie de capital... În orice întreprindere publică este binevenită, iar această infuzie de capital se face cu listare la bursă, se face prin... Sunt diferite modalități, da. Exact, sunt foarte multe modalități prin care tu poți să scoți, să vinzi o parte din acțiuni. Dar trebuie să le faci tentante, adică să faci o întreprindere profitabilă, nu să vină cineva să arunce bani într-o gaură să nu mai vadă în vecii vecii. Sau să cine vine să bage bani, trebuie să și scoate profit. Sau să vină cineva și să cumpere, pentru că așa s-a întâmplat în trecut, să cumpere unitatea respectivă doar pentru anumite bunuri, pentru terenul respectiv pe care îl ocupă în centrul municipiului Târgu Jiu. Și vinde tot, se vinde tot salariații acasă și... Afacerile imobiliare apoi... ar fi o tentație, dar din punctul de vedere al utilajelor, dacă ei au pierdut multianualul de întreținere pe timp de iarnă, pentru că ei n-au putut să fie sub prețul ăla. De ce n-au putut? Că n-au avut utilaje. Și au trebuit și se asocieze sau să închirieze de altcineva. Au avut și atunci asta automat mari. Înseamnă costuri mari. Când tu nu le ai și te duci și închiriezi de la altul, e normal că vii cu cost mai mare ca oricare de acolo. Și de ce nu le ai? Păi pentru că tu, în timp, ai avut un management defectuos, n-ai putut să faci profit, n-ai putut să faci investiții, n-ai putut să te dezvolți ca să devii o întreprindere. Dar soluțiile noastre care sunt acum serios pentru această unitate? Păi infuzia de capital. Iar acest deci lucru privatizarea, poate, nu fi. De infuzia capital, de unde? La județul Gorj. Păi o parte unde? Din acțiune ar trebui vândute. Dar nu poți vinde exact aceeași situație ca la CEO. La CEO s-a făcut acea echipă tumultoasă pentru oferta publică inițială, pe care dacă o făceau într-un timp scurt atunci, în 2011-2012, cel târziu până în 2013, puteau să vândă un 10-15% din acțiuni și se capitaliza. Ulterior a intrat într-o gaură de potențial și acum nimeni nu mai are tentativa să mai cumpere, oricâte active ar fi acolo, până nu devine o întreprindere credibilă și profitabilă. Da, acum este din nou tentantă, să știți, are un profit foarte mare. Are, dar încă mai vin din urmă pietre de moară. Da, are un profit, dar nu în fiecare zi, duminică sau nu, tot timpul este soare sau secetă, cum le convine celor de acolo să fie. Nu, ține și de management, să știți că au încheiat și contracte bilaterale și au asigurat o anumită venită de energie pe care trebuie să o furnizeze. Dar contractele acelea bilaterale care într-adevăr îți asigură pe o perioadă de timp o vânzare de energie semnificativă de câțiva teravați, dar în același timp, într-un moment în care prețul pe piața pentru ziua următoare, deci prețul instantaneu, este undeva de 2-3 ori mai mare. Deci tu pierzi. Adică te-ai aruncat prețul... în disperare, omițând acea piață de care se poate profita și pe care nu poți servi, pentru că la momentul respectiv nu aveai suficiente rezerve. Dar prețul respectiv nu e stabil, adică fluctuează, poate să fie mai mare sau mai mic. Vedeți? De aceea managementul, exact cum am povestit, și așa același lucru este și la Consiliul Județean, la întreprinderea de drumuri și poduri. Este vorba de un management care trebuie să fie performant. Or, nu poți tu să fii manager performant când ți se dă tonul după dictare dintr-un cabinet sau altul.
cu toate că îi spune management corporatist, cu toate că are contract de mandat, se vede bine că acel contract de mandat, cel puțin din indicatorii financiari, din momentul ce întreprinderea a ajuns pe pierdere, nu a fost respectat. De aceea a cerut și colegul meu demisia directorului general. Iar dacă ar fi un om conștient, și-ar analiza foarte bine și ar trebui să vină să spună: fraților, uite, eu sunt aici reprezentantul județului Gorj, sunt pus de județul Gorj în această, că până la urmă te numește județul Gorj acolo, director, cu contract de mandat sau fără. Eu sunt la dispoziția dumneavoastră și am greșit. Asta, asta, asta. Pentru greșeala asta am soluția cu tare. Pentru greșeala cealaltă am soluția asta. Mi le eșalonez în timp și în spațiu și vin la noastră cu o proiecție bugetară realistă, nu o cosmetizare așa cum s-a încercat. Eu așa o văd. Să vin în fața dumneavoastră cu să vă informez, pentru că așa este normal. Știți astăzi cum? Ei ne iau de fraiere. Adică s-a luat o cutumă, s-a făcut o cutumă în Consiliul Județean. Hai bă, că știu eu ce trebuie, noi să... Și când te duci la ședința de comisie, eu sunt unul care îți mai incomod că mai pun întrebări, mai... M-am și plictisit să pun întrebări, că aceeași placă mi se pune, că lasă, hai să trecem mai repede, hai că nu avem timp, hai că iau, te-ai găsit și tu acum, sau ce te interesează, lasă că-i treaba altora, nu știu. Vedeți, cutumele astea nu fac bine. Înseamnă că, ajungi... înseamnă că se încearcă ascunderea unor lucruri, nu? Nu știu dacă numai asta, este și blazarea. Este și blazarea, este și lipsa de interes și lucrurile astea te pot duce uneori de... Nu te aștepți, pentru că ai și răspundere. Derapaje. Sigur că faci, da. Începi să faci cam ce vrei pe acolo, și să tai, vine, să spânzuri... Când vine cineva să te întrebe și dacă te ia și te pune să scrii și să dovedești, atunci nu mai e aceeași treabă. Dacă credeți că ar veni un investitor să arunce bani în această unitate și nu. Să nu dețină controlul, pentru că nu știu dacă s-ar putea scoate un pachet majoritar de acțiuni la vânzare? Păi da, vin într-un... Eu cel puțin așa aș face. Dacă aș avea bani, aș investi într-o întreprindere unde am predictibilitate, unde am finanțare, unde am... Deci a finanțare înseamnă să am contractări în timp și spațiu prognozate pe o perioadă de... cel puțin medie de timp. Nu acum, de azi pe mâine, că am câștigat podurile. Și dacă am fac un pod de câteva 10-20 de... Să-l finalizeze. Un milion de euro, ce mare lucru asta. Nu? Deci nu, pentru o întreprindere așa, nu e un mare lucru. Nu recuperez, pentru că sunt costuri acolo. Nu pot să bați din palme. Mai ales în ziua de astăzi, când ați văzut pe drumurile județene, pe lucrări publice, vin câte 20-30 de contractori care vor să câștige și să scoată un bani de acolo. Și se bat între ei și vin fiecare cu forța lui. Este o concurență foarte mare acum pe această este piață. Este o concurență foarte mare și nu văd IDP-ul. Eu aș vrea să-l văd să fie profitabil și județul Gorj să vândă acțiuni. Mă tem să nu ajungem iar în situația aia de acum, știți, când se pe la FPS-ul, FPP-ul sau cum se pronuneau, se falimentau întreprindere și se vindeau pe nimic. Nu cred că e cazul acum, dar sunt într-o groapă de potențial mare. La primăria Târgu Jiu aveți acum un reprezentant. Cum vedeți? Se mișcă ceva pe acolo? Se întâmplă anumite lucruri? Astăzi s-a anunțat că se achiziționează echipamente pentru a transmite live. Am propus și eu la Consiliul Județean treaba asta, când era Călinoiu președinte. Păi unde ați cumpărat monitoare acolo să vă vedeți? Păi da, dar din ce am propus? Eu am propus tabletele, s-au luat. După aia am propus să se înregistreze toate ședințele și să se posteze pe site, cum e la Parlament, cum e în alte instituții, entități deliberative. Am fost refuzat. Eu nu cred că este mai corect decât înregistrarea video, audio-video, stenograma pe care domnul Nano o face. Nu contest, omul e profesionist, o face bine, dar acolo intervine factorul subiectiv. Pe când înregistrează audio-video, rămâne 10 ani sau cât pune la lege, în catastiv, la arhiv, oricând poți să vezi cine a fost prezent, ce atitudine a avut, dacă a votat, ce luare de cuvânt a avut și așa mai departe. La Consiliul Local eu văd o treabă foarte bună, asta este o deschidere, de fapt Marcel Romanescu, cu asta trebuie să înceapă, să deschidă primăria. Primăria Târgu Jiu a fost o primărie, o castă închisă, o castă de baroni care și-au făcut fiecare interesele cum au vrut acolo și în Consiliul Local, profitând de faptul că aveau o majoritate absolută în permanență și opoziția câte 2-3 consilieri, au venit și au sfidat, practic. Iar vocile consilierilor au fost foarte slab auzite sau deloc. Deci, practic, au făcut ce au vrut. Punând acest lucru pe tapet și lăsând porțile larg deschise,
publicul direct interesat și implicat poate să observe. Și atunci când mai mulți ochi sunt pe tine, nu-ți mai permiți să ai o atitudine de nabab, așa cum a avut fostul primar și aparatul întreg, aproape întreg aparatul primăriei Târgu Jiu. Ai lăsat că și consilierii PNL votau, au fost proiectele de hotărâre. Au fost migrări, au fost lateri, au fost... Sunt unele proiecte care sunt necesare da, pentru... Așa este, sunt necesare, ele trebuie să, dar trebuie să fie o transparență totală. Ăsta e un aspect pe care l-a făcut și îl consider foarte bun și îl felicit pe primarul Marcel Romanescu pentru această inițiativă și în și continuare... nu sunt chiar așa de mari, am văzut 100 de milioane de lei pentru Pentru acest lucru oricât merită, pentru că transparentizarea de fapt duce la eficientizarea și cheltuirea cu răspundere mai mare a banului public. Și problema este o modernizare a administrativă. E o normalizare, trăim într-o societate care ne impune să facem acest lucru înainte de toate. Societatea asta ne impune, ne ia tehnologia și ne duce valuri. Eu cred că e un prim pas mărunt care s-a făcut. Da, dar un pas mărunt, dar foarte important pentru ceea ce urmează, pentru că de aici se pot trage multe concluzii și aici putem vedea ce face aparatul primăriei. Putem vedea cum se comportă, iată, au apărut despre directorul de la patrimoniu niște aspecte negative în presă. Poate mai apar de la alți directori. Directorii aceia nu sunt stăpâni pe tarla, ei sunt funcționari publici în serviciu da, și dar nu știu cum poate să lucrească pe directorul de la patrimoniu, care are doi consilieri acolo în spatele lui, în Consiliul Local. PSRO, partidul domnului Rotaru, da, nu știu, nici, are doi reprezentanți în Consiliul Local. Și nu, dacă nu poate fi demis așa ușor, dar pot fi evaluați. Prea s-a știut așa. Toți funcționarii publici din primărie, ca din orice instituție publică, pot fi evaluați. În urma evaluarea cine o face? Normal că managerul, care este primarul Romanescu. Fiind evaluați, omul își face o imagine, trage niște concluzii. După care, având în vedere obiectivele pe care și le-a propus să le realizeze și marfa, cu ghilimele de rigoare, de resurse umane pe care o are în primărie, își face și concepe o structură organizatorică. Pe structura organizatorică pot fi toți șefii interimari. Pentru că pot fi altfel structurate. Și de aici este foarte simplu, să nu crede cineva că e o veșnicie. Să-și facă o altă organigramă, da? Asta ar fi una dintre, da, normal să o schimbe, una dintre soluții și atunci toate posturile de șef vor fi... Un manager nou înseamnă obiective noi, înseamnă echipe nouă, înseamnă altă structură, altă viziune, altă gestionare a banului public. Altfel, un alt fel de management. Este normal să fie așa și eu îl încurajez pe Marcel Romanescu să o facă, iar dacă are nevoie, îl susțin cu sfatul și cu tot de ce are... ceea ce are nevoie. Dar eu cred că este un om destul de bine angrenat acolo și știe ce trebuie să fac. Am văzut o știre la Cluj unde a ajuns această tehnologie în folosul, pusă în folosul cetățeanului, iar toate stațiile sau multe dintre stațiile de autobuz au fost dotate cu panouri pe care apar informații legate de timpul până când până la care va sosi până la care va sosi următoarea cursă. Ai aplicație, linia 11 sau alte lucruri de genul acesta. 11 minute. Mă îmbrac, mă dau jos, mă duc în stație și ce hârburi de autobuz avem pe domnul Alinion, despre ce vorbim? În Cluj se emit certificate de urbanism și autorizații de construire online. Și să mai vorbim de alte aspecte. Trebuie să ne oprim aici. Timpul alocat de emisiunea asta s-a încheiat. Mulțumesc pentru prezență la GOŠ TV. Doamnelor și domnilor, urmăriți în continuare postul nostru de televiziune. Urmează știrile cu Diana Speretoiu.